Deșteptarea. Ne-a strâmbit o postare de a Mihaelei Bilic pe Instagram care spunea că nu ne îngrășăm de la ce mâncăm propriu-zis la masă, atunci când stăm la masă, ci de la ce mâncăm între mese, de la ronțăieli. Da. Și v-am rugat în dimineața asta să faceți listă cu ronțăielile voastre preferate și, Doamne, Doamne, ce am mai auzit? M-au zis biscuiți cu unt și cu dulceață de afine cu un pic de lăptic. Da, de toate am avut, până și pepenele alea cu telemea, cu brânză, pepenele de care mă miram eu, știi, da. Dar foarte multe mesaje au venit. Și când ne-a scris... Adică și ăla ar îngreșa, atenție. Pepene cu telemea? Pepenele cred că îngrașă de rupe. Eu, da, uite, întrebăm acum. Și stai, ce am mai primit? Salată de vinete cu pâine caldă. Așa, salată de vinete cu pâine caldă. Nenorocire. Da, da, da. Și carnea la garniță. Gustărică, da. Așa, în calitate de gustărică. Vezi că intru în casă și iau carne de la garniță gustărică. Bună dimineața, Mihaela Bilic. Bună dimineața. Bună dimineața. Noi ne înțelegem cel mai bine pentru că tu, de fapt, ne dai voie să mâncăm. Adică eu de câte ori am vorbit cu tine, ai zis, e ok să mănânci, dar hai să vedem din lista asta pe care ți-am zis-o ce-o fi bine, ce-o fi rău. Adică... Da, cât mâncăm. Mâncăm mai mult decât îi trebuie organismului. Cred că aici este principala noastră, eu știu, nedumerire sau greșeală. Faptul că avem impresia că ar trebui să mâncăm după pofta inimii. Ori lucrul ăsta, dacă îl facem, ne duce categorii la kilograme în plus. Așa am fost construit, să avem instincte care cer și grăsime care se depune repede pe sistemul, cine știe, poate nu ne este garantată următoarea masă. Însă, în anul 2021, următoarea masă va exista cu siguranță. N-avem niciun risc să rămânem nemâncați câteva luni bune, însă corpul nostru nu știe asta. Apropo de următoarea masă și de anul 2021, tu spui pe Instagram în felul următor, că, de fapt, marea problemă este că anii aceștia avem în orice moment și în orice zi ceva de mâncare la îndemână, adică ceva împachetat. E teribil. E teribil și lucrul ăsta s-a văzut pe statistici, adică dacă privim comparativ, nu știu, anii 60-70 înainte de Revoluția Industrială și de explozia aceasta a semipreparatelor, a mâncării ambalate, ne dăm seama că și să fi vrut înainte, nu aveai ce să ronțăi. Inclusiv acum, dacă te duci la țară, nu știu, în locuri care nu au un supermarket în colțul uliței, vei vedea că oamenii respectivi, nu știu, te duci la o stână. Deci omul ăla își face mâncare și probabil că mănâncă așa mai serios o dată în zi, însă dacă vrea să ciugulească ceva sau nici prin cap nu-i trece, să mai stă un pic și să mai mănânce. Adică că o facem de plictiseală, că o facem de stres, că o facem chiar și de bucurie, nu realizăm că având, fiind înconjurați de toate aceste facilități alimentare, noi nu putem în final decât să fim ispitiți și să le consumăm. Chiar și acasă, dacă îți faci obiceiul, bunul obicei, să nu ai la îndemână, prin dulapuri, tot felul de produse ambalate, vei vedea că e greu să scapi de obiceiul ronțăitului, însă la un moment dat această curățenie între ghilimele alimentară îți produce o detașare și un tip de reflex din acela lui Pavlov, ți se face foame la orele principale de masă și în rest chiar trebuie să ne educăm și să ne disciplinăm, să ne luăm gândul de la mâncare și să ne luăm mâinile din pungi. Dar între mesele principale, altceva în afară de... Nu, n-ar trebui să mâncăm noi ca adulți, nu avem nevoie de gustări, nu avem la limită, nu avem nevoie nici măcar de 3 mese pe zi, pentru că mâncarea e din ce în ce mai concentrată și noi din ce în ce mai sedentari. Deci nu se întâmplă nicio tragedie dacă, eu știu, silueta nu-ți permite, că de fapt despre asta e, fiecare avem un anumit buget și o anumită siluetă și trebuie să mâncăm în acord cu ea. Orice depășire de buget caloric se vede pe cântar. Mihaela Bilic, dar ne-a spus unul dintre ascultătorii noștri așa, că el ia gustare și aici poți să ne spui dacă e bine sau nu. Deci gustare între mese, da? Așa. Banane cu afine. Ești de acord cu modelul ăsta? Sunt fructe, nu am nici... Deci, din punctul meu de vedere, ce să spun,
dacă ai un metabolism accelerat și, eu știu, ești foarte activ, iar silueta ta este în acord cu dorința ta, poți să mănânci non-stop. Adică eu nu pot să fiu decât invidioasă și să spun, măi omule, bravo ție, bucură-te pentru că va veni o zi când o să mai poți face asta. Deci indiferent ce am mâncat, că mâncăm, iată, cum spuneați voi, carne la garniță sau salată de vinete cu pâine sau, eu știu, chipsuri sau fistic, că tot e la moda asta cu oleaginoasele, fistic și alune, orice lucru este sănătos, problema e firar că îngrașă. Până și pepenele îngrașă, pentru că e foarte consumat în perioada asta. Da, pepenele îngrașă. Te uiți la el și vezi că ai impresia că este apă, ceea ce și este, peste 90% apă, însă apa aceasta cu fructoză, care există în fructe, pepenele nu are, iată, o structură foarte consistentă și atunci foarte repede se absorbe apa cu fructoză din pepene. Iar dacă mai pui și telemea, e perfect. Păi da. Ca să faci rețeta completă. Și puțină pâine. Exact. Adică, iată, la capitolul titluri, sau mă rog, etichete pe care le punem, foarte interesant, dacă pepenele acela, sau nu știu, 4-5 cubulețe de pepene cu o felie de telemea, o numești masă, poate, să spun, în creierul tău, ai această corespondență, am mâncat, asta mi-a fost masa, mă opresc. Dacă tu folosești, în schimb, dacă tu spui, păi am avut trei mese principale, dacă aș mânca și o gustărică fructă, iată, același pepene cu telemea mâncat între mese, suplimentar de aportul pe care l-au avut mesele, deja poate se transforme într-o chestiune care îngrașă. Așa și cu gustare. Mă uit, foarte interesant, oamenii care au tendință la îngrășat au tendință să folosească și diminutive. Deci ei nu mănâncă, iată, o masă principală, mănâncă o gustărică. Așa. O feliuță, o pânzică. Exact, deci totul e cu diminutiv. Da. Dar, trei mese pe zi, înțelegem, 5 ore distanță între ele și fără gustări, fără ronțeli între aceste mese. Ca să fim adulți. Ca să fim din punct de vedere alimentar. Ok. Greu. Pagina de Instagram a Mihailei Bilic se numește Dr. Bilic. Vă mai uitați voi acolo. Dar ai pus prăjituri, deci îmi pare rău. Deci cu asta s-a terminat. Da, este cu mini. Sunt mini prăjituri. Până și prăjitura face diferența dacă mănânci singur sau o mănânci o împarți cu trei prieteni. Asta da. Noi între suntem două doi. Între două lingurițe de prăjitură și eu. Ține minte, Cătălin. Mulțumim tare mult, Mihaela Bilic, o urmăriți pe Instagram și pe Facebook și o să mai auziți la noi la Radio Spor. La treabă ți dorim și mulțumim pentru sfaturi. Nu știu cum o să ne ducem noi doi cu corpurile astea la mare. Radu... Lasă că mergem la muncă, nu la distracție. Nu dai tricoul jos de pe tine, pui că mai așa. Deșteptarea